Matricele și logaritmii au pus pe elevi în postura de a se visa deja la facultate. Bucuroși că au scăpat de una dintre cele mai grele provocări ale examenului maturității, absolvenții au ieșit, majoritatea optimiști, din sala de examen. A fost slovac. Te auzeam vorbind de matrice. Cum a fost? Foarte ușor. Foarte ușor. Adică în comparație cu ce odată în alții ani, mi s-a părut ușor. Da? Deci cea mai grea probă, să spun așa, a trecut cu bine. Nu a fost chiar așa de complicat, zic eu. Destul de ușor. Așa am mai auzit. Nu vă așteptați la așa? V-ați pregătit pentru mai greu sau? Da, mă așteptam să fie un pic mai greu. Deci sunteți optimiști, ați ieșit, ați scăpat de cel mai greu examen? Da, putem spune și așa. Am văzut un zâmbet prea larg, ca să nu... A fost chiar ok. A fost chiar regulă subiectele, da. N-am mai văzut așa zâmbete la proba de matematică, dar mulți spuneau că a fost mai ușor decât să așteptăm. Da, pot să confirm. Da, pot să a trecut ce a fost mai greu? Da. Da. A poate trecut rom, ce a fost mai greu. Română, da, a fost română, partea mai mate, dificilă. Info. Da. În principiu, cele de la tehnologic, le-am văzut că eu am elevi doar de la tehnologic și subiectele sunt accesibile, adică nota 5 se poate lua de către orice elev. Chiar dacă vor fi și picați, eu cred că majoritatea o să fie peste 5. Unele chiar cu note mari. În principiu, cam din 2012 încoace, scade nivelul de dificultate. Deci, cam mai ușoare decât în 2016. Da, așa, ieșau copiii bucuroși. Acum vom vedea când se afișează rezultatele. Nici la istorie, profesorii de specialitate nu văd probleme în rezolvarea subiectelor. Subiectele de anul acesta la disciplina istorie a fost unul mediu, după părerea copiilor. Pot să spun că eseul a fost unul interesant, accesibil, în sensul că a fost taxat pe problematica comunismului, a constituțiilor comuniste, dacă ar fi vrut, pe război rece și pe post-decembrism. Este un subiect care place de regulă copiilor, dar ce pot să spun că un pic nu a fost agreat de copii a fost faptul că a venit din criza orientală, le-a cerut puțină diplomație pe secol 15, dar copiii care au dedicat cel puțin o oră de studiu istoriei pe zi, eu zic că s-au descurcat foarte bine la BAC. Deci nu cred că vor fi copii care să întâmpine probleme la a trece pragul de 5, chiar 6, iar pentru diferența între copiii buni și foarte buni, într-adevăr, anul acesta consider că diferența se face mult mai obiectiv decât de obicei. Vineri, elevii vor avea examen la o disciplină la alegere în funcție de specializare sau profil. Afișarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 5 iulie până la ora 16. În acea zi vor putea fi depuse contestațiile între orele 16 și 20. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 10 iulie.